Au fost date primele condamnări în dosarul Galabute. Elena Udrea a primit 6 ani cu executare după ce judecătorii au găsit-o vinovată pentru abuz în serviciu și luare de mită. A fost achitată în schimb pentru deturnare de fonduri. Rudel Obreja, fostul șef al Federației Române de Box, a primit 5 ani. Decizia pronunțată astăzi nu este însă definitivă și nici executorie. Gabriela Ghicuță ne explică. Gabriela, bună seara! Bună seara, Andreea, bun găsit, doamnelor și domnilor. După 2 amânări înregistrate, iată că astăzi avem deja prima sentință în dosarul cunoscut în presă, drept dosarul Galabute. În acest caz, magistrații de la Instanța Supremă i-au găsit vinovați pe Elena Udrea și pe Rudel Obreja. Vorbim despre cei doi inculpați care au primit astăzi cele mai grele condamnări din acest caz. Pentru Elena Udrea, 6 ani cu executare, iar pentru Rudel Obreja, 5 ani cu executare. În cazul fostului ministru al dezvoltării, acesta a fost găsit vinovat pentru luare de mită și abuz în serviciu, dar a fost achitat pentru infracțiunea de deturnare de fonduri europene. Condamnarea la 6 ani cu executare vine după ce procurorii DNA la ultimul termen au cerut pedeapsa maximă, ceea ce ar fi însemnat undeva la peste 20 de ani de închisoare. Ceilalți inculpați din dosar, Ana Maria Topoliceanu, a primit 3 ani cu suspendare, este unul dintre cei care are cunoscut acuzațiile, Tudor Brazu, 3 ani cu executare, Ștefan Lungu, fostul consilier al Elenei Udrea, 1 an și 6 luni cu suspendare, iar fostul ministru al economiei, Ion Ariton, a fost găsit nevinovat și a fost achitat. Important de precizat, hotărârea pronunțată astăzi nu este definitivă și nici executorie. Atât inculpații, cât și procurorii DNA o pot ataca cu recurs, recurs ce se va judeca tot la Înalta Curte, dar la un complet de 5 judecători. Ne amintim puțin ce susțin procurorii DNA în acest caz. Vorbim despre un dosar care a fost trimis în anul 2015 în instanță și în care s-a vorbit despre presupuse fapte de corupție ce ar fi fost comise de cei menționați mai devreme în legătură cu organizarea galei internaționale de box profesionist. Ne amintim acel meci al boxerului Lucian Bute. Au vorbit cei de la DNA în acest caz despre luare de mită și folosire ilegală de fonduri publice. Acestea au fost informații. La revedere!